Uniunea Europeană își extinde rezervele strategice pentru a fi pregătită în caz de urgențe chimice, biologice sau nucleare. Rezervele de peste 540 de milioane de euro vor include medicamente, echipament și vaccinuri pentru tratarea persoanelor care au fost sau vor fi expuse acestor situații de urgență. Uniunea Europeană a înființat un stoc de medicamente și echipamente destinate înfruntării unor amenințări nucleare, bacteriologice și chimice în valoare de 540 milioane de euro, într-un context de frică tot mai mare privind războiul rus din Ucraina. Comisia Europeană a precizat că acest stoc cuprinde vaccinuri, echipamente și medicamente, în vederea îngrijirii răniților în timpul unor atacuri chimice, biologice, radiologice și nucleare. Prima etapă, precizează Uniunea Europeană, constă în procurarea unor comprimate de iodură de potasiu, care pot fi folosite în protejarea oamenilor de efectele nocive ale radiațiilor. E bine, preventiv, eu știu. Credeți că suntem în pericol? Ne pregătesc? Ce să vă spun eu, da? Nu știu, nu prea... N-am cunoștință în domeniul ăsta, dar oricum lumea e în pericol. Deocamdată, cum se vede așa, se privește dinspre răsărit. E bine pentru prevenție, dar deocamdată nu suntem în pericol. E bine că se ia măsuri și am înțeles că se dă de la 0 la 40 de ani. E foarte bine. Mă gândesc că ceilalți care depășesc vârsta de 40 de ani rezistă la gazele sau ce vor să fie. E bine. 3 milioane de comprimate de iod au fost livrate deja Ucrainei cu ajutorul Franței și Spaniei, precizează Comisia Europeană. Numeroși observatori au evocat de la începutul invaziei ruse a Ucrainei la 24 februarie riscul unei folosiri a armamentului nuclear sau chimic în acest război rus. Occidentul avertizează că Moscova ar putea folosi armament chimic împotriva rezistenței feroce a ucrainienilor, care au blocat înaintarea rusă.